duminică 28 iunie va avea loc la Reghin tura de 150 de kilometri organizată de Asociația ASCA Reghin. Puteți să ne spuneți câteva detalii despre această organizație? Păi da, funcționăm deja de 4 ani, facem ture de anduranță, adică ture care nu sunt concurs, deci toată lumea deja înțelege, asta deja suntem în al 4-lea an, așa cum am spus. Nu contează timpii în care se parcurge traseul, deci pot să vii lejer, timpii sunt destul de relax, adică nu se cere o viteză medie nici măcar mare, chiar destul de mică. Important este ca să treci prin punctele de control, să ajungi cu bine la final, iar chiar dacă întârzi, te așteptăm și primești bulina autocolantă care lipești pe bicicletă și certificatul de parcurgere tur care îți dă dreptul la următoarea tură. Cine poate să participe la această tură? Cei care sunt interesați, cum pot să ia legătura cu dumneavoastră? Păi foarte ușor. Este un grup Reghinul pe bicicletă, acolo e un grup închis. Dacă ceri, vei intra acolo în grup sau mai simplu pe pagina asociației, pagina oficială a asociației ASCA Reghin, deci Asociația Sportivă a Ciclistului de Anduranță Reghin. Și acolo vezi când are loc evenimentul, te prezinți în parcare, aici unde ne aflăm. Acolo sunt scrise toate datele, completezi o declarație care am simplificat-o puțin sau am comprimat-o ca să fie valabilă pentru toate turele care le parcurgi împreună cu noi în 2020. Deci să nu fie necesar să stai în fiecare ocazie să completezi o declarație. Deci declarația aia e responsabilitatea pentru toate turele. E angajamentul că respecti ceea ce cerem noi. Unde va avea loc traseul? Deci, așa cum ai spus, suntem la tura de 150 de kilometri, am ales un traseu du-te-vino, să-i spun așa, în care chiar cei începători nu se rătăcesc. Pornim de la Reghin, ne ducem în direcția Sovata. La Sovata se face stânga către Pride, încă o dată stânga către Gheorgheni, urci până la pasul Pucin, acolo va fi punctul control la aproximativ 75 de kilometri, după care ne întoarcem exact pe același traseu. Sunt drumuri destul de slab circulate, decât o porțiune mică acolo la Pride, un pic mai circulată, și predai foaia de drum aici la punct control și asta arată că ai făcut turul, iar până depinde la ce oră ajungi, timpul e destul de relax, așa cum am spus, la ora 7 avem festivitatea de premiere, când se înmânează diplomele și celelalte lucruri. Cum se va pleca în cursă? Da, ăsta e un punct nou. Am început anul ăsta deci, în primul rând, legile în vigoare referitoare la această pandemie cu coronavirus spun că nu ai voie să mergi mai mult de 6 cicliști împreună pe oricare drum. Și atunci, ca să ne încadrăm, nu putem să dăm startul la 20, la 30, la 50 de oameni odată. Și atunci am făcut așa că de la ora 8 dimineața vii, te înscrii, faci toate demersurile care se cer acolo, se adună 2, 3, maxim 6 și pleacă în traseu. Se face lucrul ăsta de la 8 până la exact ora 9, când pleacă ultimii. Deci nu se pleacă în grup, pentru că așa cum am spus la început, să nu uităm și să nu uite cei care vin, nu este un concurs. Nu se aplaudă nimeni, nu se măsoară nici timpii, nu contează pe ce loc ai ajuns, deci răsplata este la fel pentru fiecare. Noi ne ocupăm de ciclismul în masă, ciclismul recreațional, nu suntem latura de performanță.